Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit aici la un episod de Farming Simulator 2015 cu fermierul pe server, adică cu Alin, și-a pus numele fermierul, nu știu de ce. Bun, suntem pe Old Streams, o nouă hartă foarte înghesuită, harta foarte bine făcută, așa la prima aparență, așa la prima privire. Harta e decentă, e ok, apa asta e curgătoare într-o vană, bun, astea sunt niște chestii care nu prea contează acum, nu ne deranjează prin aceste chestii și na. Alin se duce și vinde, asta este punctul de vânzare. Acolo e un motor, ăla verde e un motor și punctul de vânzare este acesta. Na, cade și pe jos puțin, dar n-are absolut nimic. Așa, s-a și încărcat. Pe harta asta noi avem așa câteva planuri de urmat. Adică să jucăm doar cu moduri clasice am vrea noi. Deci noi vrem să jucăm cu clasice. Am adăugat noi aici la moduri, avem tractoare clasice, toate chestiile și pe bărbiță, bineînțeles. Avem încărcător frontal care e foarte ieftin, că ocupă, bineînțeles, foarte mică de 500. Avem și chestia asta care taie. Ce-o fi astea? Cred că sfecla sau ce-o naiba o fi astea, habar nu am. În fine, nu contează. Și o remorcă de 4500. Cred că o să iasă ceva frumos cu remorcile astea. Vreo două remorci, așa, una după alta, frumos. Uite, una aș putea să cumpăr eu acum, dar 3500 insuficient ca să iau un tractor. Nici măcar cel mai ieftin, care costă 14.000, 13.000, 12.000. Aș putea să le iau pe bărbiță. Hai că le iau pe bărbiță. Așa. Pe bărbiță și pe bărbiță noi îl conectăm la remorcuța asta și mergem și noi să vindem așa puțin puțin. Dacă tot am început, hop, am cuplat-o. Bun. A, remorcă cu a cincea roată. Interesant. Unde era baza? Baza era tot înainte, cred, da. Stai să mă uit și unde vinde Alin cu un ochi. Aha, bun, hai că am filat unde se duce Alin și vinde. Apropo, voi vedeți așa întuneric aici, că e noapte. Eu filmez acum la o oră foarte târzie, chiar foarte, foarte târzie ora la care eu filmez acum. Dar, na, contează ora absolut deloc. Ora nu contează la ce oră filmez eu acum. Așa că nu are importanță lumina care e sau care nu e. Bun, hai să ne băgăm noi. Îmi place remorcuța asta. Wow, deci o idee super bună a fost chestia asta cu remorcuța. Dar așa să-i dăm, pornește umplerea. Hai să luăm ceva ce avem mai puțin. Nu prea avem mai puțin din nimic. Hai să ducem porumb. 4 tone jumate. Wow, stai să luăm. Ce tare. E remorcuța asta din lemn. Remorcuța asta seamănă cu remorcuța pe care o am eu după trasă după de Fiat 411, care eu l-am, acel roșu cu albastru, știți voi, tractorașul meu. Seamănă aproape perfect cu ea. Super tare. Îmi place chiar foarte mult cum arată. Hai să văd dacă mă descurc să dau cu spatele. Deci cu Fiat-ul nu mă descurc, cu ăsta nici atât. Cu a cincea roată nu prea mă descurc să dau cu spatele. Hai să vedem unde e Alin. Alin e aici aproape de noi, așa că îl așteptăm și mergem să vindem împreună. Hai să văd porumbul. Așa, porumbul se vinde unde se vinde cel mai bine porumbul. 503, 581. 581 la Shutterstock, la Shutterstock. Hai să vedem unde e Shutterstock. Shutterstock e acolo jos, da. Hai că mergem acolo jos atunci. Așteptăm noi să vină Alin, să se încarce Alin. Hai să vedem cum se încarcă. Și cu ce se încarcă? Se încarcă cu canola. Bun. Vouă nu vă apar acum banii. Am pus camera fix pe bani și pe timp, dar n-are nimic. Așa. Avem 8.000, ca să știți și voi acum, după Alina vându deja o remorcă
Și avem 8000. Aha, putea să mergi pe acolo și eu n-am mers. Ok. Hai că mergem pe aici. Aline, îmi acordă prioritate. Mulțumesc, Aline. Hai să-i facem cu girofarurile, că cu avariile. Nu mi-a dat prioritate. Și hai să mergem de la volan. În ce direcție? O luăm, uite, aici, în stânga. Așa, mergem tot înainte. Nu facem prima la stânga, ci a doua la stânga. Bun. Hai că știm traseul care îl avem de urmat și vindem și noi așa rapid. Alin mă depășește cumva? Cred că da. Da, Alin mă depășește. Hai să ne mențin noi banda noastră. Alin are tractorul ăsta puternic și ne-a depășit. Dar n-are nimic. Noi mergem așa frumos, încet. Și o să fie ceva foarte, foarte frumos să jucăm cu clasicile astea. Adică părerea mea e că o să fie super. Acum nu știu ce părere aveți voi, dar eu zic că o să fie super să jucăm cu clasice, cu remorcuțe de astea mici, cu... acum noi combină, da, combina avem noi o combină de aia mai mare puțin, dar eventual poate, oricum avem multe terenuri, avem o grămadă de terenuri pe aici, avem 26, 25, 24, 23, 7, 8 și 1. Deci avem o grămadă de terenuri. Poate că noi ne vom mai cumpăra încă o combină. Vom căuta un mod, bineînțeles, ca să fie treaba treabă. Un mod. Și cred că ar fi ceva super. Hai, Aline, dă-i în față, dă-i în față, îți dau un flash. Încă 9500 am primit acum. Hai să vedem cum descarcă remorcuța asta. A, se lasă oblonul, super tare. Ia uite. Exact ca și la remorcuța mea, se lasă oblonul și pe urmă se ridică înapoi. Super tare. Hai că Alin așteaptă să mergem împreună. Deci îmi place harta asta foarte tare. Probabil vă știți că noi am început, de fapt am vrut să încep o serie pe harta aia, știți voi, pe care am făcut live. Ceva cu Oberland și mai departe nu mai știu numele, dar că harta aia e puțin cu probleme harta. Hop, hop, hop. Deci harta aia are câteva probleme, adică într-o zonă lângă un lac, da, lângă un lac, pe Paradise Valley, cred că era cu Mihai, am găsit noi odată un pescar care pescuia. Și în momentul în care te urcai pe pescar, îți făcea un lag. Bun, exact aceeași chestie am găsit-o noi și pe harta asta, doar că nu era pescar, ci erau 4 sau 5 femei. Deci 4 sau 5 femei în costum de baie, stăteau, făceau topless acolo, una alta, chestii trestii, și în momentul în care te urci pe ele, nu doar că îmi face mie lag, tu vezi, doamne, sunt eu pe server, ci face lag la tot serverul. Deci toate persoanele care sunt pe server au lag. Și, uite aici o cruce. Aici a fost un accident. Of, păcat, 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 păcat. Deci asta e nasol că nu-mi face doar mie lag, ci la toate persoanele de pe server. Și asta nu prea îmi place mie. Iar în al doilea rând, e puțin buguită harta, adică dacă eu sunt proprietarul hărții, deci eu am făcut sesiunea aia cu harta, mie îmi funcționează perfect jocul, bine, exceptând faza cu lagul, care tot o am, dar jocul îmi funcționează în parametrii normali, dar persoanelor aflate la mine pe server, cum ar fi Alin, dacă e la mine pe server, nu poate să deschidă ușile, adică el apasă pe O la Animation Map Trigger, dar ușile nu se deschid. Înțelegeți voi ce vreau să zic? Deci nu funcționează. Dacă mergem cu tractorul, ați văzut în live la Twente, cu tractorul încărcat, pe punctul de încărcare sau de descărcare, eu nu pot să le folosesc comenzile. Și tocmai de-aia am zis, băi frate, nu, nu jucăm pe harta asta. Ce, Alina acolo? Cred că ia barle acum. Bun, dar până atunci noi ne putem ocupa puțin și de telefon. Așa, pam, 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 perfect. Hai să ne băgăm aici așa frumos în față. Pa, puțin mai în față, perfect. Și o să iau tot porumb.
4400, cred că încă avem 4500, da? 4400, bun, hai, 99%. Îi dăm un claxon. Așa, claxonul lui bărbiță frumos. Noi mergem acum și vindem și remorcuța asta, avem 20.000. Foarte, foarte frumos. Ce-o fi asta aici? O fi un duș? Sau ce o fi ăla? Nu-mi dau seama ce e. Nu, nu știu ce e ăla. O să ne uităm noi. Să vedem ce e. Habar nu am ce e, dar... Acum nu prea contează. La început. Pe parcurs vom analiza toate obiectele turistice de pe această hartă. Toate cele care sunt interesante. Și pe mine mă mușcă un țânțar. Au intrat țânțare aici la lumină. Monitorul e singura sursă de lumină în cameră în acest moment și televizorul și toate sunt stinse și țânțarii trag aici. Bun, 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 bun. Aline, te cam duci puțin cu viteza, Aline. 20.000, hai că vindem și astea, poate facem 25.000, 30.000 chiar, de ce nu? Să vedem ce ne cumpărăm, habar nu am ce ne cumpărăm. Pe parcurs, deci ceva clar de la clasice vom cumpăra, inclusiv și cositoarea vreau să o iau de la clasice. Așa nasală cum e ea, frate, lasă acolo, o luăm pe aia și jucăm cu ea. Chiar dacă e nasol, în România nu prea sunt bani să luăm scule profesionale, așa că ne murdărim și noi cu ce avem, frate. Adică, na, luăm și noi chestii ieftine, second hand de pe OLX, de unde le găsim, de la mama lui Sfântul Petru. Ideea e că le luăm să le avem acolo. Cât de mici or fi ele, mai puțin contează. Cu excepția presei de balotat, care nu cred că o să o iau. Știți voi presa aia de balotat care am făcut de obalos pe sos, n-o scala odată. Aia nu. Deci aia nu e chestie care poți să o folosești. Adică poți să o folosești, dar e foarte, foarte nasoală. Bun, hai să ne uităm și noi așa frumos aici în spate. Cum descarcă? Pam, 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 pam. Și avem 28.500. Holy shit. Avem o grămadă de bani. 28.000 deja. 28.000. Super tare. 28.000. Și eu am luat o remorcă, deci țineți cont de asta, am luat o remorcă cu 2500 sau cât era. Deci și chiar super, super tare. Sper că nu vă plictisiți în acest episod în care noi efectiv doar vindem ceea ce avem. Și pe urmă să ne băgăm și în recoltat. Uite, avem aici porumb. Nu știu ce voi face cu porumbul ăsta. Habar nu am, dar vom vedea noi ce pe parcurs. Terenul ăsta e destul de mare și avem porumb pe el. Ar merge, dar deja cred că intrăm prea tare. Dar îl lăsăm acolo, că am, oricum am dezactivat opțiunea să nu se strice recolta. Ne băgăm prea tare dacă facem de direct silici deja, să precoltăm porumbul ăla, să facem silici, e prea de tot. Nu știu dacă vom face noi chestia asta. Dar oricum vreau să iau și tractorul ăla cu încărcător frontal, care chiar dacă suportă acolo 500, cât suportă, las că e ok. Hai să o luăm pe aici pe teren. Nu e tocmai... Ok, da, hai să o luăm pe teren. Bun, și... Hai să lăsăm pe Alin înainte, că na, totuși el trebuia să ajungă primul. A, și el mă așteaptă pe mine. Hai să vedem dacă mai avem ceva, măcar. Nici măcar nu știu dacă mai avem ceva. Hai să vedem, ăsta este gol. A, 400 de rapiță, până 400 nu mai mergem.
Deci nu mai mergem pentru 400 de kilograme de rapiță. Bun, hai să găsesc eu un loc de parcare pentru remorcuța asta. Să încerca să o parchez aici cu spatele, dar nu prea mă descurc să o bag cu spatele. Stai, uite așa, bun. Hai să o îndreptăm puțin, uite așa, hop, deja a fugit. Bun, așa, perfect, perfect. Dă-i cu spatele. Avem noroc cu bărbița care are o mobilitate foarte bună și poți vira foarte, foarte ușor cu el. Dacă aș fi cu un tractor normal în acest moment, clar, nu mi-ar ieși parcarea asta. Bun, și am decuplat. Perfect, îl parcăm și pe bărbița aici alături. Sau, stai așa puțin. Așa, rămâi tu aici. Bun, să văd eu ce face Alin. Hai să vedem ce face Alin. Ia uite cum a pus ăsta roaba. Și aici o furcă. Aha, Alin se bagă la recoltat. Îmi place hambarul ăsta așa cu scândurile astea rupte. Foarte frumos făcut hambarul. Aici avem doi baloți care, din păcate, poți să treci prin ei. Ăsta este grâu. Da, bun, grâu. Aici avem canula. Ok, și pe terenul ăsta avem iarbă. A, prin sârma asta nu poți să treci. Bun. Aici avem iarbă. O, avem un teren extrem de mare de iarbă. Bun. 7, 6-le nu ne aparține, deși e și ăsta semănat, dar nu o să-l recoltăm, nu e al nostru, nu ne atingem la el de data asta, cel puțin momentan acum, na. Poate pe parcurs ne vom atinge, dar momentan, nu? Alinie în tractoraș acolo. Hai să vedem ce avem noi aici. Bă, nu știu ce este pe aici pe jos, probabil e ceva azot sau ceva. Și acolo sunt animăluțele, bun. Aici parcă m-am uitat odată și... A, erau cartofii. Și aici... E locul unde se descarcă porumbul, canola, asta e canola? Nu. What? Ce e asta? Nu știu ce e asta. Grâu, orz, canola și porumb, cred. Da, cred că așa, aici avem o găleată. O găletușă mică, mică, mică. Deci aici trebuie să dăm noi tot timpul cu spatele și asta o să fie ca nasol. Să dăm noi cu spatele, alinia semănătoarea probabil se ocupă de terenul 1, dar toate astea le vom face în episodul viitor. Pentru că, hop, Aline, ce faci? Noi încheiem aici acest episod, așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și să ne susțineți pentru a face o serie pe această minunată hartă. Și până la episodul viitor, fiți activi pe canalul meu. Prin butonul de subscribe o să fiți tot timpul la curent cu absolut tot ce postez eu. Și nu ezitați să o faceți oricând, poate să apară un videoclip sau, de ce nu, un live. Așa că, noi prieteni, v-am salutat!